Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută Vocea Basarabiei. Bun găsit în antepenultima zi a anului. Și ea are semnificația ei firește. Iată, astăzi, bunăoară, este Ziua Internațională a Violoncelului. O sărbătoare neoficială a tuturor celor care cântă la acest instrument expresiv. Ea este marcată odată cu comemorarea zilei de naștere a marelui violoncelist catalan, dirijorul și compozitorul Pablo Casals, cel care primul a popularizat acest instrument muzical ca și un instrument solo. Violoncelul, deci, este un instrument cu corzi și cu arcuș, de registru bas și tenor, de proporții mari, cunoscut încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Fundația Mondială a Naturii Sălbatice a instituit în anul 2008, pentru ziua de astăzi, Ziua Internațională a Ursului Alb. Urșii albi sunt animale polare de pradă, considerate cele mai puternice animale din lume. Un asemenea animal cântărește 500-800 de kilograme. Pentru că specia aceasta este pe cale de dispariție, în lume au mai rămas doar circa 22-30 de mii de animale. Guma de mestecat, binecunoscută și îndrăgită de mulți, a împlinit 154 de ani de când a fost inventată. Numele inventatorului său este americanul William Semple. Și mai e un omagiat astăzi, radioul. El a împlinit 131 de ani de când a fost inventat de către Thomas Edison. Și mai e astăzi o sărbătoare despre care trebuie să vă spunem. Ziua fără de întrerupere. De fapt, e un îndemn să ne grăbim, să reușim să facem multe. Dar nu este un îndemn prea bun. Chiar este nevoie să știi să te oprești pentru ceva timp, să-ți iei o pauză, pentru ca să-ți aranjezi gândurile și ideile. Sau chiar pur și simplu să asculți un cântec. De mult așteptând, stă copilul stingher și plăpând, stă copilul. Și copilul acesta sunt eu, și deja le mi-e sufletul greu, mi-e greu. Frunze galbene tremură-n vânt, și cocorii pleacă țipând, cocorii. Nu e veșnic nimic pe pământ, și părinții se duc rând pe rând, și părinții se duc rând pe rând, părinții. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus, a apus. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a pus. Pe o bancă de mult așteptând, stă flăcăul cu suflet arzând, stă flăcăul. Și flăcăul acesta sunt eu, și de zbucium e sufletul greu, e greu. Iar iubita de acasă s-a dus, și nimic la plecare n-a spus. Mai plutește și azi prin odei amintirea parfumului ei. Mai plutește și azi prin odei amintirea. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus, a apus. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus. Pe o bancă de mult așteptând, stă bătrânul cu plete de argint, stă bătrânul.
Și bătrânul acesta sunt eu. De tristețe mi-e sufletul greu, mi-e greu. Pentru veci tinereța s-a dus și nimic la plecare n-a spus. Tinereța mai plutește și azi pe alei, amintirea sărutului ei. Mai plutește și azi pe alei, amintirea. Mai plutește și azi pe alei, amintirea sărutului ei. Mai plutește și azi pe alei, amintirea. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus, a apus. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit pentru veci a apus, a apus. Ce-am iubit m-a lăsat și s-a dus, și s-a dus. Ce-am dorit, ce-am dorit, ce-am dorit a apus, a apus, a apus.
Acest colectiv artistic are o biografie de peste 30 de ani. În formula actuală, este un colectiv cu titlul Model. El activează pe lângă Liceul Teoretic Lucian Blaga din Chișinău. Pe lângă elevii din liceu, dintre care cel mai tânăr are doar 15 ani, membrii ai ansamblului mai sunt și specialiști din diverse domenii: IT, energetică, marketing, jurnalism, avocatură, bucătari. Conducătorul ansamblului etnofolcloric Moștenitorii este de ani buni de zile domnul Valeriu Chiper, iar Moștenitorii au venit astăzi la Vocea Basarabiei. Vă salutăm cu mare drag și salutăm, vă spunem bine ați venit. Și de la stânga la dreapta faceți cunoștință, deci Vladimir Șchiopu, da. Svetlana Cocoș, da. Ana Ursu și, bineînțeles, domnul Valeriu Chiper. Amfitrionul, împăratul, regele, dictatorul. Maestrul în arte. Da, simplu, maestrul în arte. Felicitări în primul rând cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru ansamblul Moștenitorii. Și aceasta este o perioadă frumoasă. Vă mulțumim. O perioadă de pâine, cum s-ar spune. În primul rând, cât sunteți astăzi în colectiv? 11. Suntem 11 astăzi, dar buni. Și mai avem o doamnă care este în concediu de maternitate și pe care o așteptăm în primăvară. Da. Ce frumos, deci se lărgește familia Moștenitorilor. Doamna doctor, deci avem profesie de care doriți, așa că... Domnul Chiper, din câte ține minte, sau poate mă înșeală memoria, ansamblul etnofolcloric Moștenitorii a evoluat, erau mai mulți bărbați înainte. Da, am fost și acum sunt bărbați, avem vreo 7 bărbați, așa, care au revenit, dar vreau să spun că eu mă bucur că au venit cei care, de exemplu... Vladimir, deci Vlad, cum vreți să-i spuneți, după la vârsta de 15 ani, deci a venit în formație, deci este din satul Tătărești, a venit la liceu aici în Chișinău și iată de atunci s-a perindat cu mine, împreună cu mine, deci cu noi, deci în Teatrul Ion Creangă, în grupul Moștenitorilor și a ajuns acum domnul inginer să fie și în grupul mare. Are o experiență, zic eu, bună, pentru că a căpătat o experiență frumoasă pe parcursul mai multor ani. Svetlana Cocoș o cunosc de când era puștoaică mică, de pe la 13 ani, când a venit în Chișinău la concursul de Tamara Ciobanu și altceva, și alte concursuri. Așa i-am cunoscut familia, i-am cunoscut bunelul, la care am cules foarte multe lucrări, așa, la care are și un colind, i-am dat un colind, l-am întors înapoi de la bunicul ei, de ce Moștodor Ciharheu din Giurgiulești. Anișoara e urs, dar a fost mutul, deci de la Răciu la Călăraș. Prieteneam foarte, foarte frumos cu ansamblul doamnei Tatiana Popa, care e bine cunoscută, zic eu, cu casa vestită acasă, da, părintească, da, da, da. Unde ne încălzește și pe noi foarte, foarte des. Anul ăsta, de vreo 3 ori, ne-a încălzit acolo. Tot cu plăcințele și... Exact, zvar. Și cu ceaiurile frumoase, gustoase și mai departe. Și vreau să chiar preconizez să facem o întâlnire între clopotarii, doamne Tatiana, deci vechii clopotari și moștenitorii primele generații. Ne gândim la ceva frumos, poate după anul nou. Și de asemenea deci avea, am colaborat. Am deci colaborat. Deci, de la practic, Călăraș... cei din Călăraș erau mai mari ca moștenitorii mei mici, erau cloșca cu doi pui de mână și plecam, aveam grijă la drum, prin toată România am cutreierat-o dintr-un colț în altul. Au venit băieți, s-au adus unul pe altul, deci băieți serioși care, pe lângă funcția care o îndeplinesc în viața de fiecare zi, vin aici și avem un loc de relaxare, un loc de discuții după serviciu, un loc unde învățăm un cântec, așa cum se făcea altă dată în șezător. Și vreau să spun că perioada asta de iarnă în care am intrat, să spun bătrânii că odată cum îngheța ceapa ciorii, era un motiv, un semn că se încep șezătoarele. Și iată în aceste șezători, în aceste opaițuri, că se mai spune și opaiți, deci băieții plăteau o casă de flăcăi, o hurdughie, cum îi spune în popor, și unde învăța de la un om mai în vârstă, învățau colindele, urăturile, confecționau măștele și iată noi cam așa, în contextul ăsta ne-am adunat și ne adunăm seară de seară, de care două ori pe săptămână la sigur, de încercăm să ne împărtășim. Chiar ne-a venit chiar azi în discuție, venind încoace spre domniile voastre, deci ne-au venit așa o idee, zic, măi, ce-ar fi să veniți fiecare cu un repertoriu din sat, cu un costum din satul vostru, să formăm așa un repertoriu frumos. Discutăm, discutăm deseori niște lucruri frumoase și care sper eu să adune și
încă ceva, eu vreau să spun că acum avem o bucurie mare, dacă sper ca să ne întrebați, anticipez. Anul ăsta a fost foarte fructuos la noi, deci am reușit să facem vreo 19 piese în studio. Colinde, cântece, autentice, vă spun, sculese de la... Astea pe care le auzim noi astăzi. Exact, premieră și noi nouțe. Noi nouțe, nu copiem niciun lucru. Le lucesc cizmuriți. Da. Așa. Și vreau să spun că mai avem surprize și după anul nou. Dar mai lăsăm un pic mai târziu. Valeriu, moștenitorii există de foarte mulți ani. Eu eram Flăcău și erau deja... Păi cam suntem leți, cam de moștenitorii de atunci. Cam câte generații au trecut? Chiar astăzi ne-au scris foarte mult, de peste tot ne-au scris la clipul care l-am... De peste tot, nu reușim să citim toate mesajele. 5-6 generații de copii, că vreau să spun cei mari, chiar împreună cu unchiul lui Vladimir, deci așa, din Tătărești, Strășeni, de acolo, cu Matrion, Șchiopo, cum îi spunea, eram prima generație, încă din 88 ne-am întrunit. Pe timpul cenaclului, pe timpul când se făceau hramuri la dânși în sat, foarte frumoase, erau niște hramuri, că zic, mai, nu mai văd eu hramurile alea cum erau odată. Și iată cam de atunci, după care am în 1990, am zis, ia da să încercăm și cu grupurile de copii. Și iată că de atunci, cam concomitent am mers grupul de maturi și grupul de copii, toți au perindat, au venit generații. Și toate aceste generații, practic, au crescut în ochii dumneavoastră. Exact. Am făcut, deci am început de la Palatul Copiilor, deci din secția de etnografie, unde eram șeful secției de etnografie. Am fost unul din inițiatorii, împreună cu Barbara Buzila, emisiunii Cinelului, Vestite Cinel, unde s-au perindat, dar chiar copiii ăștia, copiii ăștia de altă dată, deci au crescut acolo, deci au devenit ziariști, chiar în domeniu, istorie și așa mai departe. Natalia Dadiani, la doamna Gheorghiță, că uite, o felicităm și o salutăm tare mulți ani, deci am colaborat și cu diferite generații, la Sadoveanu și iată acum la Lucian Blaga și mă bucur că avem ușă deschise, avem înțelegere și avem niște colegi tineri, frumoși și îndrăgostiți de frumos și de folclor. Dar în ce măsură acest colectiv este unul de elevi, de liceieni și de oameni maturi? Că am zis... Avem două grupuri. Da. Grupul mic, pe care domnul Valeriu l-a avut dintotdeauna. Așa. Doar că acolo s-au schimbat rândul între generațiile. Și grupul mare, care s-a format din generațiile pe care le-a avut domnul Valeriu. Pe care le-a crescut. Așa. Cum reușiți să îmbinați joburile voastre, rutina zilnică, cu această activitate frumoasă în ansamblu moștenitorii? Între cele două grupuri, știi? Nici maturi, nici adulți. Așa e mai bine, mai interesant. Așa este. Nu știu. Dumneavoastră sunteți inginer de profesie, spunea domnul Chipian. Sunt inginer energetician. Apropo, astăzi este ziua energeticianului. Vreau să-mi salut toți colegii și pe șeful meu. Salut. Mi-e permis să chinească. Da. Și o mică indemnizație. Da. După orele de lucru, la ansamblu este locul unde leși tot, absolut, toate problemele, stresul și așa mai departe. Și te vii și te aduni. Faptul că am posibilitate, chiar și soția mea, ea e foarte bucuroasă că eu am unde veni să mă liniștesc, să mă adun, să-mi adun gândurile, absolut se schimbă tot. După o repetiție, vii cu energie pozitivă, oameni frumoși, oameni plini de energie pozitivă. Vlad, asta mi-amintește din banc. Când în seara de Revelion, stau la masă oamenii și soția îi spune soțului, zice că cântă Vlad ceva, cântă, că nu i-ai cântat de când eram fată mare. Și Vlad cântă un cântec, zice, mai cântă Vlad, mai cântă, că așa de frumos cânti. Vlad mai cântă un cântec, Vlad, te rog, mai cântă, Doamne, și vocea aia, și unde se uite, toate filarmonicile astea. Vlad mai cântă și îmi zice, gata, ajunge, cât spați cânti? Cântă, Vlad, când cânti, nu bei! Așa e și soția ta, bă. Ești mic, dacă cânti, nu bei. Nu, da. Nu da. Sunt legat în alte. Da. Vreau să-l completez pe colegul meu. Să spun și un lucru important, să știți că nu e ușor să le combinăm pe toate. Uneori facem sacrificii,
Mergem la sărbătorile de familie și venim la repetiții sau la anumite cântări pe care le avem. Și mai avem și cu șefii, că nu e simplu să te ceri de la muncă atunci când ai o cântare sau o repetiție generală. Da. Dar ne invidiază colegii, ne invidiază frumos și ne permit. Hai să lăsăm să vă invidieze, iar noi să cântăm. Okay. Pentru colegii care vă invidiază, vreți? Da. De acord. Hai să le îmbunăm inimile. Pentru colegii care îi invidiază. Ansamblul etnofolcloric Moștenitori cu o creație muzicală, după care revenim. Vladimir Șchiopu, Svetlana Cocoș, Ana Ursu și Valeriu Chiperi. Ansamblul Moștenitorii sunt în vizită astăzi la Vocea Basarabiei. Vrem să vă întrebăm pe fiecare dintre voi cum a fost acest an și cu ce bilanțuri încheiați ultimele zile. Pentru mine a fost un an extraordinar. Anul ăsta eu am devenit tătic. Felicitări! Am să mă folosesc de ocazie și am să le transmit un salut celor de acasă. Dar poți să scoți bilețelul dacă ai scris pe foaie cu la toți cei dragi, ai case. Fetiță sau băiețel? Băiețel, Alexandru. Să vă trăiască, Alexandru. Da. Și eu cred că până la moment cea mai mare realizare pentru un părinte, cred că... Siguranță. Da. Vezi? La ce se rezumă viața omului? Că lucrezi, alergi, ca să constați la un moment dat că cea mai mare realizare a ta sunt copiii sau nepoții. Svetlana, pentru dumneavoastră cum a fost 2020? A fost la fel un an productiv. De regulă nu programez sau să-mi fac planuri ca să nu-l fac pe Dumnezeu să râdă, dar a fost unul productiv, neașteptat de bun și cumva, deși am avut fugi contra cronometru, sunt foarte împlinită și în momentul în care te simți cu inima plină și satisfăcut și cum spune Vladimir, că trece acasă ușor, păi uite, am făcut... Zbor, exact. Asta cred că e cea mai mare bucurie. De ce nu vrei să-l faci
pe Dumnezeu să râdă, că Dumnezeu are simțul umorului. Da, da, dar vă dați seama că ar râde prea mult cât nu ne extrem. Câți oameni suntem. Și la câte planuri și avem. Drept. Și așa e drept, da. Anișoara, am vrut să zic, așa cum a spus și doamna Ghivera, Ana Tășa. La mine a fost un an cu succes, slavă Domnului. Am revenit în acest minunat colectiv după atâția ani. A fost o întâlnire ocazională cu domnul Valeriu, mi-a zis, hai de vină la o repetiție și am rămas. Așa că o realizare bifată acolo este și revenirea mea în Moștenitorii. Dar am și eu două fete, am fată de 20 de ani, a reușit și ea, cu ajutorul domnului, să lanseze anul ăsta o tot piesă. Cântăreață. Tot cântăreață, apropo. Și cum se uite la ocupația mamei? Cum nu se zice, mama, nu e serios ce faci. Vreau să vă spun, mă susține și chiar îmi zice mereu, mie îmi place de voi, sunteți naturali, sunteți atât de frumoși în costume și eu mă bucur că să nu mai întâmplă să le las fără cină, fără mâncare ca să ies de vreme, dar a fost frumos, un an cu succes și s-au întâmplat multe evenimente, am întâlnit foarte mulți oameni frumoși, a fost frumos. Știi ce pretenții am eu la voi? Ziceți. Uite, am dat pe Google Search moștenitorii și îmi dau toate colectivele moștenitori care există în Republică, numai nu voi. Eu mă ocup de partea de promovare și vreau să vă spun, de puțin timp de când am revenit, am creat o pagină, ne găsiți pe Facebook, suntem acum. Apropo, moștenitorii. O pagină pe Facebook. De astăzi deja aveți și primul canal de, avem primul nostru canal de YouTube. Pentru că astăzi lansăm și aici primul vostru videoclip și vă felicităm cu această ocazie. Hai să le spunem oamenilor, că mai sunt probabil oameni care vă caută. Domnul Valeriu știe mai bine. Domnul Valeriu, dar acolo apar fotografii cu membrii care au fost sau de ce sunt atât de mulți oameni diferiți. Sunt mai multe colectivi moștenitori în diferite localități. În diferite generații au făcut pe timpul și s-au menținut acolo grupurile generații respective. Deci în acele pagini. Acum de astăzi, deci noi am lansat, deci chiar canalul nostru, deci de YouTube și va fi gestionat de noi de acum încolo cu poze, cu activități, cu nu avem toată încrederea că moștenitorii vor avea o imagine și mai foarte bine promovată. Bine. Da. Faceți o galerie a celor care au fost, au trecut prin moștenitorii, care au ajuns cineva. Neapărat. Dar cum se împacă oamenii de diferite profesii în colectivul vostru? Andrei, să știi că eu totdeauna am zis că omul care nu e rău la suflet nu poate să cânte, știi, și nu poate să emane bunătate, știi, și căldură sufletească. Eu am citit undeva în psihologia japoneză că cel care în Japonia nu știe trei cântece din folclorul japonez nu este lansat în post. Știți, mă rog, în psihologia japoneză. Băi, ce idee bună pentru... Dignitarii noștri. Pentru conducerea. Au dat-o în bară tot. Eu le-am mai zis-o și în timp, da? Le-am mai zis-o și... Valeriu, stai așa că dacă îi pui pe noștri, spune imnul, îi poți e da. E complicat, da. Îi poți da afară din Parlament. Mai intră în folclor și mai complicat e. Și vreau să spun că, într-adevăr, bunătatea asta, vorba lui maestru Tamas Dăcaru și îi doresc pe această cale sănătate, că știu că se află acum, deci într-o stare, știu eu, nu prea bună, dar lui Moș Andrei, care a fost... tâtucul nostru și mentorul nostru la foarte multe colective care s-au născut după anii 90, anii 80 încoace, știu că cu o voce atât de plăpântă și atât de asta ne-a îndrumat pe toți să căutăm, să găsim, să menținem focul ăsta și eu zic că de aici pornește și patriotismul, pentru că cel care cunoaște tradiția, obiceiurile neamului, a familiei, pentru că dacă ne aduce aminte generația noastră, noi cu tine, Andrei, că am fost nu odată la voi în sat și am văzut cum la petreceri și oamenii în vârstă sau finul alături de naș era poftit să cânte un cântec la toate sărbătorile și după asta nașul și în felul ăsta își ținea atmosfera asta de sărbătoare, se simțea atmosfera asta de sărbătoare, dar la noi, Svetlana, nu-mi dă voie să mint acum, la noi, Maloprutul, știu că erau la diferite sărbători, era așa zisă împărțeală, deci sau chitimitele astea, o pită mică, care eram trimiși deci copiii la
toate rudele din sat și de felul câți colaci erau pregătiți de mamă deci, în casă, cam atâtea rude aveam, deci erau foarte multe rude. Și plecai cu un fel de sol la toate sărbătorile, cu sărutare de mână, spunând că tata și mama vin din urmă. Deci erau un fel copii, erau un fel de sol. Și era o atmosferă atât de frumoasă în tot satul, unde toată lumea, pe ulița mare, deci mergeau, se întâlneau, își dădeau benețe și așa mai departe. Ei, acum s-au cam pustit străzile noastre, cu părere de rău, poate au mai venit și timpuri bune, dar uite, atmosfera asta, nu știu, la mine a rămas în suflet de când am plecat de acasă și vorba unchiului meu, care anul trecut a decedat, Moș Costache Mării, deci un unchi de-a meu, deci, de la care am luat 26 de colinde, așa, el spunea: eu dacă merg de Crăciun și colind o casă, eu tot anul sunt cu sufletul împăcat, pentru că am zis niște cuvinte frumoase, dar veți asculta colindele noastre de la sud, vorbesc despre niște timpuri frumoase, despre niște vieți de oameni care se întâlneau, se salutau, pregătea vadra cu vin, pregătea toate darurile pentru ceata de colindători, cum primeau, că deja putem să vorbim la infinit, felul cum primeau ceata de colindători, felul cum intra ceata de colindători, felul cum se împărțea satul pentru a colinda în două, în patru, de unde porneau. Sunt sate, de exemplu, unde are loc, așa zis, bătaie ritualică a doua zi a cetei de moș, pentru că unele cete de colindători erau conduse de un moș măscat, deci așa, ca în ceata de căluș, așa, care executa acțiuni muțești. Adică puteau să ungă cu funinge, putea să facă ceva tărăboi prin casă, adică frumos tărăboi. Și a doua zi se băteau rituale cu niște bețe improvizate din papură, știi? Și care cădea jos din spatele colindătorului, moșul care cădea jos, acela pierdea. Și iată, ăsta vreți să câștiga satul de... Valeriu, eu știu că tu cunoști toate tradițiile care au posibile și imposibile și am putea vorbi mult. Voi trebuie să le cunoașteți, pentru că voi promovați folclorul și tradițiile noastre. Și le transmiteți și următoarelor generații. Da, eu mă gândesc admirabil. Că există ansambluri etnofolclorice în Republica noastră. Mai sunt cunoscute, sunt de copii, îmi place, copiilor le place să cânte și folclor. În ce măsură însă astăzi aceste tradiții se păstrează? Pentru că noi vorbim despre tradițiile care au fost. Exact. Nu despre cele care sunt. Andrei, știi că sunt inimoși în satele noastre, sau au rămas, știi, inimoși, știi, împătimiți de frumos și de folclor, de rădăcine neamului, care au format niște grupuri, în cadrul școlii, că școala nu este, și eu chiar am zis și peste tot voi spune că dacă noi vom introduce folclorul ca disciplină de la grădiniță la școală și să mergem chiar până sus, să știți că noi revigurăm neamul ăsta foarte frumos. Eu chiar acum la Festivalul Covorului, deci am fost chiar ca spectator data asta, că totdeauna eram implicat, și am văzut perindându-se prin acest festival la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală foarte multe colective foarte bune. Deci îmbrăcate frumos la costum din zona de proveniență, cu un repertoriu elevat, cu un repertoriu frumos. Ansamblul de copii, iată, eu iau ceea ce s-a întâmplat în municipiul Chișinău, chiar acum, la obiceiuri de iarnă, ci drept au mai scăzut numărul, deci, colectivelor, dar s-a adăugat în calitate. Deci, în calitate, la noi, în sectorul Rușcan, deci, erau 33 de colective, erau mai 14, dar foarte bune. Și acum, la gală, deci, la final, deci, în oraș, unde vreau să spun că grupul Mica Moștenitor a luat premiul mare la felicitări. Și au venit cu un repertoriu elevat. Să știți că mi se cere în ultimul timp, adică în ultimii ani, ca să dăm pașaportul fiecărui număr prezentat. Și vreau să spun că, iată, colectivele, adică conducătorii, stăpânesc acest material și este foarte bine față de anii 90-80, când au început mișcarea asta folclorică, acum este bine. Și în satele, responsabilizat. Exact. Și în satele noastre chiar au început să apară colective foarte bune, care, eu am fost, am zis și anterior la, am vorbit cu cineva, zic că am fost în delegație de la minister să comentez și să analizăm colectivele, 36 de colective din Cahul, din zona mea de, de proveniență. Și vreau să spun că s-au prezentat foarte multe colective frumos în scenă, de la copii
tineret și adulți. Ne bucură acest detaliu. Ce își dorește colectivul moștenitorii pentru anul 2024? Aveți orarul deja completat sau mai sunt pagini? Nu putem să ne lăudăm încă că e full. Vrem. Dar planuri mari avem. Avem planuri foarte mari, dar suntem foarte ambițioși. Vrem să ne lansăm în această primăvară. Cum? Oficial cu câteva videoclipuri, câteva piese pe care deja le-am înregistrat, le-am pregătit să fie pentru public. Și mai avem de înregistrat. Da. Păi faceți un spectacol pe la... Și vom face o lansare oficială la care vom invita și presa, vom invita și alte ansambluri. Deci anunța un an prolific pentru ansamblul nostru. Mai vrem să mai facem ajută 20 de piese în studio, dintre care vom pune accent pe colinde, pentru că am o colecție de peste 300 de colinde. Și vreau să le promovăm, pentru că despar. Și mai ales colindele laice, care au un subiect extraordinar de frumos și ar trebui promovate. Am luat-o din zona de sud, dar uite acum vom trece, că îi supărăm pe colegii mei de la centru de aici. Și avem niște colinde frumoase, am colinde în repertoriul de colegi din centru de aici, de frumusețe rară, între care Viță-n Vargă, La voi dragă, Melienele. Deci niște colinde care vorbesc prin istoria noastră. Și vom trece și la cele de stea, la cântice de stea, pentru care sunt cântice de stea, și vom putea spune, vom vedea, deci poate vom face niște training-uri, deci unde vom demonstra chiar cum se face această stea, cum se confecționează, ce atributică conține, deci această stea, din câte conturi și semnificații. Adică ne propunem multe lucruri interesante. Noi iubim, spre deosebire de alte colegi, care... Steaua despre care se cântă, Steaua sus, răsare... Sunt variante diferite. Și vreau să spun că noi încercăm să venim în față de domniile voastre, spectatorul, nu așa cum vin celelalte formații. Noi încercăm să aducem și mișcarea teatrală, deci în scenă, pentru că îmi place chestia asta. Ritualul trebuie dus până la capăt. Cânti cânticul scos din contextul lui. Și vom încerca alături de... Încearcă, băieți, știți că facem efort la dans. Nu știu că ați făcut lucrul ăsta și mai devreme. Exact. Și vom încerca, da, avem în ritual, în sărbători de iarnă, avem cocoșul, avem babele, avem vulpea, avem cocostârcu, avem câteva variante de cocostârc. Deci avem gruia lui Novac, avem urătura lui Gruia, avem teatru popular Gruia lui Novac, am reabilitat personajul istoric al lui Gruia lui Novac. Deci avem începutul care se începe din nordul Moldovei, deci din satul lui Vatamanu. Apropo, îmi scap acum numele, așa, Cernăuț. Avem Gruia Urătură, deci din satul meu de Baște, avem nunta lui Gruia de la Sobozia Mare, care este noutate și pentru mocănașii de la Sobozia. Valeriu, aveți! Faceți așa ca să știi toți despre asta. Despre asta și-ai spus gândurile să le spunem. Noi vă mai așteptăm și la anul, în cadrul emisiunii noastre, ca să ne mai spuneți noutățile cu care... O să ne bucurați și pe noi și pe întreg public. Da, să ne arătați ce ați pregătit. Astăzi vă prezentăm... Vorbesc despre videoclip, vă rugăm. Da. Astăzi vă prezentăm... Am venit cu premiera special, am pregătit-o fiindcă ne-ați invitat. Vă mulțumim pentru această invitație. Grazie. Este un colind tradițional, un colind de gazdă. Sperăm foarte mult să placă publicului. Am muncit la el și vă spun un lucru, l-am făcut din sursele noastre, cu bănuții noștri, ne-am sacrificat și timpul și sperăm mult să placă publicul. Este admirația noastră. Este un colind de altfel cu care se începea. Deci, iată, să e colind în Câșița, din satul meu de Baștene, cu care ceata de colindători maturi, nu vorbesc de copii, copiii aveau o altă modalitate de a-și face apariția. Ei făceau apariția până la Sfințitul Soare, dar când se întuneca, copiii plecau acasă și începeau ceata de tineri. Deci, din poartă începeau 10, 15, 20 de flăcăi a colinda acest colind, la care gospodarul prindea lumina și vreau să spun, dacă îmi permiteți doar o nuanță aici, da, de așa, fata, deci simbolul bradului este mult mai târziu apărut la poporul român. Deci simbolul bradului, deci este târziu, pentru că anterior, deci chiar bradul se împodobea în păduri. Noi aveam alte modalități de a primi colindători. Neapărat spun bătrânii, din surse care le-am adunat eu, din tot areoalul Basarabian, din cea mai săracă familie, deci își pregătea făina albă,
așa, să coacă un colac, dacă avea fată mare, mai ales în casă. Deci geamul dinspre drum, de unde veneau corindătorii și vedeau casa, deci era iluminată cu lumânări în geam. Deci ăsta era brăduțul nostru, să zicem așa, care prevestea că gospodarul așteaptă. Așa, și nu trebuia să stingi lumina toată noaptea. Deci cei care stângea lumina, deci nu se deschidea cerul și nu-și vedea viața de dincolo. Și iată, deci au colindat acest colind, colacul era pe geamul sau pe masa dinspre drum. Au auzit gospodarul acest colind, i-a poftit în casă, dacă era ceata de flăcăi. Gospodarul punea, veți întâlni textul ăsta și în colindul nostru, punea vada de vin pe masă și la comandă se comanda colindul de fată, dacă avea fată mare. Îl ascultau. Colindul de flăcău, de prunc, de văduvă, de preot, de nu știu ce. Deci toate colindele, chiar apropo, am întâlnit și am zis că să-l învățăm deci anul viitor, l-am avut anterior, colindul de mort. Toți zic, vai, numai nu când... Deci colindul de mort se invoca sufletul răposatului mort peste hotarele satului respectiv, ca să participe și el în Noi le dăm prietenilor prea multe informații. Așa, eu simt să păcim cu totul. Și vreau să spun că, deci respectiv exista colindat și exista descolindat. Dacă ceata colindat toate colinzele și respectiv erau plătite, deci era răspătită frumos. Dacă nu, exista descolindat și erau scoși afară, dar asta se întâmpla foarte rar. Pentru că ceata venea pregătită. Astăzi sperăm să nu fim descolindat. Despre tot despre ce ai vorbit, nu o să vedem în clipul de astăzi. Nu. Bine că ne-ai spus, ne-ai deschis o paranteză, o să privim clipul și o să ne imaginăm toate lucrurile astea care se întâmplau paralel cu cântecul. Noi vă mulțumim, vă urăm sărbători luminate și să urmărim împreună videoclipul care este o premieră astăzi la Te salută Vocea Basarabiei. Ansamblul etnofolcloric Moștenitorii astăzi în frunte cu Valeriu Chiper cu acest videoclip care se numește Colind de Flăcău. Colind de Flăcău. Oh,
partener general, satul German. El interpreta cântece din orice zonă a României. Zicea cu dor, m-a făcut mama oltean, sau hăulea ca pe munți, ca și cum acolo ar fi avut rădăcinile. A fost prietenul doamnelor muzicii românești, Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu. Sunt 116 ani de la nașterea interpretului de muzică populară, romanțe și muzică ușoară, Ion Luican. Cât de norocos, fericit și împlinit s-a simțit omagiatul acestei zile, legendarul cântăreț de muzică populară românească Ion Luican, având onoarea și privilegiul să fie coleg de scenă cu Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu, Rodica Bujor, Mia Braie, Gică Petrescu, Petre Gusti și atâția alții. Discuri, fotografii, amintiri, oameni de neuitat. Iar printre cei care an de-a rândul a slujit cu inima și glasul cântecului românesc, făcându-l să fie un colos de neclintit, este și Ion Luican. Interpret de muzică populară, romanțe și muzică ușoară, el s-a născut pe 29 decembrie 1907 în comuna Frumușani, județul Călăraș. Era cel mai mic dintre cei 4 copii ai lui Marin Luican și ai Alexandrinei. În adolescență, la îndemnul tatălui său, ajunge la Craiova, la școala de preoți și devine seminarist. Când termină școala, vine la București, unde își va cunoaște viitoarea soție. Fiica dumnealui, Florina Luican, povestește despre tinerețea tatălui său. După seminar, tata s-a angajat diacon la biserica Bălăneanu. Cânta de răsuna biserica și într-o zi l-a auzit patronul restaurantului Izvorul Rece, care l-a invitat la el în restaurant să cânte. La restaurant a fost auzit de unul dintre directorii radioului de pe atunci, care la rândul lui l-a invitat să cânte, cum se spunea pe atunci, pe viu. Adică la o oră fixă cânta într-un studio, în fața unui microfon. La început reclame, apoi muzică ușoară, la modă în acea vreme. Primele imprimări pe plăci de ebonită le-a făcut în Germania, la Berlin, în studiourile de acolo, împreună cu orchestrele românești cu care colabora. A urmat școala de cântări bisericești și Institutul Teologic din București, pe care l-a absolvit în 56, fără a-și lua licența. A urmat și Academia Regală de Muzică din București, unde i-a avut profesori pe Constantin Brăiloiu și Ion Chirescu. În anii 30-40 cântă cu orchestrele Petrică Moțoi, cu care a și debutat la radio, Vasile Julea, frații Stănescu, Eli Roman, Ernst Hoeningsberg, George Corologos. Din 1948 începe să abandoneze genul de muzică ușoară în favoarea folclorului muzical românesc. M-a făcut mama oltean este melodia cea mai cunoscută din repertoriul său. A cântat și cu orchestre precum Doina Gorjului, Filarmonica Banatului, Leon Drăgoi, Perinița, Sfatul Popular al Capitalei, Ion Vasilescu. A fost angajat doar la ansamblul Sfatului Popular al Capitalei și la segmentul popular al Teatrului Ion Vasilescu din București, unde a și ieșit la pensie. Actrița Rodica Mandache și-l amintește astfel. Era frumos ca un brad înalt de la munte. Era conștient de asta, căci privea la noi ca la furnicuțe pe sub gene. Era genul de om, gentleman, care ținea la ceea ce dobândește, se respecta pe el, îi respecta pe ceilalți, impunea admirația pe care i-o purta publicul. Lui Ion Luican s-a decernat în 68 Ordinul Meritul Cultural clasa 3-a și a fost desemnat cetățean de onoare al municipiului București. Cântărețul s-a stins din viață pe 1 septembrie 1992 în Frumușani și a fost înmormântat în cimitirul bisericii Iancu Nou din București. În această perioadă feerică a sărbătorilor de iarnă, cu toții suntem sau vrem să fim mai buni, să fim alături de cei mai triști decât noi, să aducem zâmbete pe fețele celor care de mult nu au mai zâmbit. Asociația Obștească V Moldova Project, care de 15 ani activează în beneficiul copiilor din familii social vulnerabile din mediul rural, în perioada 22-31 decembrie, aduce feeria sărbătorilor de iarnă în satele noastre. În acest an, echipa asociației, cu ajutorul animatorilor, a unui magician și, desigur, a lui Moș Crăciun, felicită peste 1000 de copii beneficiari într-un mod special, astfel încât să aducă mai multă culoare și zâmbet în viața lor. Winter Project, proiectul de iarnă, ediția 2023, presupune multă distracție, dulciuri, produse alimentare pentru masa de sărbătoare și, desigur, un program dedicat exclusiv copiilor. Despre acest proiect, dar și altele, discutăm în continuare cu Marina Afanas, specialist comunicare la V Moldova Project. Bine ai venit!
venit la noi. Bine ați revenit la noi. Vă salut cu drag. Mulțumesc pentru invitație. Și noi îți mulțumim că ai reușit să ajungi. Tu ești reprezentanta Moldova Project în acest interviu și vrem să ne povestiți despre toate lucrurile frumoase pe care le faceți în această perioadă. Într-adevăr, V Moldova Project este o tradiție frumoasă pentru noi să realizăm proiectul de iarnă în fiecare an în perioada sărbătorilor de iarnă. Dar propriu zis, pregătirea pentru acest proiect vast care presupune activitate în 10 de sate, pentru 37 de sate mai exact, pentru că toți beneficiarii noștri, toți copiii care vin la aceste sărbări sunt din 37 de sate din 5 raioane ale Republicii, sunt beneficiarii Asociației V Moldova Project. Acest proiect este unul de amploare și necesită o pregătire temeinică și pentru a avea resursele necesare ca să oferim și produse alimentare fiecărei familii și animație interesantă, frumoasă, modernă, pentru că în secolul 21 copiii vor ceva special, wow, ori noi ne dorim acest lucru pentru copiii din familii social vulnerabile. Este important să menționăm că acești copii sunt defavorizați, sunt cu părere de rău ceva mai triști decât majoritatea copiilor din țărișoara noastră și ne dorim să lăsăm niște amintiri de neuitat în viața lor. Ori monitorizând situația în fiecare familie beneficiară pe parcursul întregului an, vedem cât de mult impactează aceste evenimente speciale, plăcute, pline de emoții frumoase, pozitive, viața copiilor noștri, dar și a părinților lor. Mulți părinți nu au văzut în viața lor un magician, un iluzionist, nu au avut parte de așa o bucurie și atâtea lucruri frumoase. E vorba de un eveniment special, jocuri, distracție, dar și... Deci e vorba, până la urmă, despre un program distractiv pentru acești copii. Exact. Este un program special pe care îl realizăm în primul rând în colaborare cu autoritățile publice locale ca să avem spațiul necesar. Fie este vorba despre un liceu, o sală sportivă, unui liceu, fie cât de deschise sunt autoritățile la acest capitol? Dat fiind faptul că noi activăm de 15 ani în țară, în cele 5 raioane, este vorba despre Anenii Noi, Criuleni, Călăraș, Cimișlia, Hâncești, dar și municipiul Chișinău. Evident că această relație cu autoritățile publice locale a fost stabilită deja de ceva timp. Atunci când activăm într-un sat nou, într-o localitate nouă, nu este posibilă practic activitatea noastră în afara unei conexiuni destul de strânse, unei colaborări deschise cu autoritatea publică locală. Ulterior, următorul pas este căutarea partenerilor și îndemnul nostru către întreaga populație, astfel încât să mobilizăm forțele ca să fie posibilă această magie în viața copiilor din familii defavorizate. Am realizat o campanie cu un magazin, o rețea de magazine din Republica Moldova, astfel încât să îndemnăm și am reușit acest lucru, să îndemnăm cetățenii noștri, cumpărătorii, să doneze din ceea ce procură produse alimentare și nealimentare pentru familiile defavorizate. Totodată am organizat și un eveniment serviți și dăruiți de Crăciun cu participarea... Am văzut niște fotografii superbe pe rețelele de socializare, acolo unde vedetele au fost chelneri și oamenii au venit să savureze din programul deosebit pe care l-ați oferit. Da, așa este, într-adevăr, cu participarea vedetelor, a persoanelor, mai multor persoane publice, care și-au asumat rolul de chelner pentru a câștiga un bacșiș. Nu cu voi am fost și eu ospătar într-un an? Probabil, da, ați fost. Am impresia că așa e. Ideea este că, într-adevăr, și acest eveniment este o tradiție, avem Moldova Project și deja durează mai mulți ani, mai multe ediții au fost organizate. A fost perioada de pandemie și am făcut o pauză, ulterior am revenit la acest proiect. Ideea este ca vedetele care ne ajută, acceptă această provocare, să aibă parte de un bacșiș cât mai gros, pentru că ceea ce adunăm noi ca și fonduri, ceea ce completează bugetul pentru realizarea proiectului de iarnă, ține strict de acest bacșiș, ori consumația nu vine către noi, banii care sunt plătiți pentru consumație. Totodată a fost făcută și o licitație cu lucrări realizate de copii și voluntari, dar și oferite în dar din partea mai multor agenții economici, parteneri, și am mai pus deoparte, am mai câștigat, am pus la pușculiță. Adunat la această ediție? Peste 76.000 de lei. Este o sumă record pentru noi de Paște. Am realizat un eveniment similar și am adunat peste 64.000 de lei.
Mulțumesc pe această cale tuturor celor care au venit, au fost alături de noi, am luat cina împreună, practic, într-o atmosferă prietenoasă și au contribuit la această cauză nobilă. Pot să urmărească și îndemn toată lumea, apropo, să urmărească pagina noastră de Facebook, site-ul nostru, ca să vadă ce se întâmplă cu acești bani, pe ce i-am cheltuit, să vadă darurile pe care le primesc copiii în fiecare zi, show-ul extraordinar de care au parte, bucuria, emoțiile frumoase, torturile care li se oferă și, evident, de ce creăm acest lucru? Și nu creăm doar de Paști sau de Crăciun, ca să fie înțeles acest sunteți lucru. Tot anul alături de familiile și mai ales copiii din familii social vulnerabile. Exact. Pe parcursul întregului an, ori, de exemplu, știindu-l pe Mihăiță și pe Ilenuța, de exemplu, frați, e un exemplu, nu sunt nume reale, ca să înțelegeți, nu avem dreptul să spunem nici localitățile exacte care sunt și numele copiilor, nu ne asumăm în niciun caz acest risc. De exemplu, acești frați, noi știm trauma prin care ei au trecut, fie că părinții consumă alcool și fac abuz, e vorba despre diferite tipuri de abuz. Marina, cum ajung aceste istorii la voi? Noi conlucrăm cu autoritatea publică și locală. Și le selectați într-un fel, adică sunt istorii prioritare, sunt istorii secundare? Sau le luați pe rând? Noi le descoperim în timp. Ori scopul nostru nu este să avem o istorie cât mai traumatizantă, Ideea este că asistența socială, de obicei direcția asistență socială din fiecare localitate, are la evidență persoane, familiile social vulnerabile care necesită ajutor din vari motive. Dat fiind faptul că profilul nostru este protecția și drepturile copiilor, noi luptăm pentru respectarea drepturilor copiilor și încercăm să evităm, să minimizăm, aș spune eu, riscurile la care sunt supuși copiii. Evident că asistența socială se adresează nouă și ne informează atunci când este vorba despre o familie cu copii. Și în special când este vorba de 4 și mai mulți copii. Cu părere de rău, în satele noastre și nu doar în sate, dar dat fiind faptul că noi activăm în special în mediul rural, sunt foarte multe familii în care sunt abuzuri, violență, copiii sunt practic nevoiți să trăiască în condiții mizere, la limita subsistenței și ajutorul care este oferit de stat nu este îndeajuns, nu acoperă toate necesitățile pe care le au aceste familii. Sunt foarte mulți copii care din aceste grupuri social vulnerabile care nu frecventează grădinița regulat, nu se duc la școală și este o problemă și pentru instituțiile statului și ei încearcă să o rezolve în timp. Dar doar dacă suntem împreună și colaborăm, reușim ceva să schimbăm. Procesul nu este unul simplu, este unul destul de complex și din acest motiv asociația noastră oferă servicii și suport multidimensional. Nu este vorba doar despre v-am dat daruri, produse alimentare, haine, adică bunuri materiale. E vorba și despre servicii medicale, serviciile psihologului, sprijin la nivel de suport pentru independență financiară. Ce ar însemna acest lucru? În proiectul de primăvară, de exemplu, vedem familia, o mamă, de exemplu, singură cu mulți copii, dar care este aptă, este să întreține o grădină. Responsabilă, dar și-ar putea, de exemplu, întreține o văcuță. Să aibă grijă de o văcuță, lapte, brânză și așa mai departe pentru copilași. S-a plantat niște fructe și procurăm legume. Acea văcuță. Da, construim sere astfel încât să crească legume. Încercăm să sprijinim familia și din acest punct de vedere. Au loc lucrări de construcții sau reconstrucția caselor. Cu părere de rău, foarte mulți copii sunt nevoiți să locuiască în case care bătrânești, care practic sunt în stare de avariere. Și noi vorbim despre, haideți să ne adunăm, să adunăm bani, nu știu, pentru lemne de foc, de exemplu. Fiecare an este un alt proiect al nostru. Ajutăm zeci de familii, anul ăsta am avut vreo 36 de familii selectate din cele pe care sunt beneficiare, ca să le oferim 5-6 steri de lemn de foc. Și când apare întrebarea, evident, când oferim acest ajutor, de ce să le dăm dacă soba e veche, dacă există riscuri majore? Dar noi vedem și copiii cum îngheață.
Și desigur că ajutorul nostru nu poate fi doar cu lemn, dar și cu lucrări de reconstrucție, de ajutor la construirea unei noi sobe, de exemplu, sau acoperișului și așa mai departe. Adică dacă să povestesc despre activitățile noastre... Putem vorbi la nesfârșit. Vorbeați la începutul interviului... Dacă merită, despre care merită să vorbim... Despre 37 de localități în care ajungeți în acest an cu proiectul de iarnă. Aceste localități, cum le-ați selectat? În funcție de istoriile pe care le-ați descoperit acolo? Sunt beneficiarii noștri. Deci noi anual lucrăm cu 120-150 de familii. Variază de la an la an. Unele deci sunt în continuare în cadrul proiectului, altele deja au ieșit din proiect. Ideea este că perioada de monitorizare este de la jumătate de an la 2 ani a unei familii. Mm-hmm. Și de ce 37 de sate? Pentru că în aceste sate noi lucrăm, adică știm fiecare copilaș, fiecare părinte, de ce are nevoie, cum are nevoie, în cadrul activităților speciale de Crăciun pe care le organizăm acum în proiectul de iarnă, discutăm cu ei și cum le mai merge în vacanță, ce mai fac. Este și un motiv nu doar de distracție pentru noi, dar și de... consolidare a relațiilor pe care deja le avem. Și acest lucru este extrem de important. Noi monitorizăm copilul, vedem ce s-a întâmplat cu el, cum a reacționat el la Moș Crăciun, la un dar, vedem dacă mai există risc de abuz, dacă există alte riscuri, ceea ce este extrem de important pentru noi, sau dacă are nevoie de anumite servicii. M-ați întrebat de ce anume aceste 37 de sate. Sigur, răspunsul meu e, în primul rând, acest volum de lucru ne-l putem permite din punct de vedere fizic și din financiar, adică putem sprijini. Plus mai este vorba și despre conlucrarea cu autoritatea publică locală. Primăriile care au fost deschise, care și-au dorit acest lucru, dincolo de faptul că noi lucrăm cu aceste familii și venim cu o serie de servicii și produse de suport, este vorba și despre deschiderea ludotecilor sau a sălilor despre care am vorbit de lectură și de joc. Un serviciu extrem de important. Nu este vorba doar despre sistemul educațional, că vine ca un serviciu suplimentar care suplinește anumite funcții ale sistemului nostru educațional la nivel național, ca și educația alternativă, de exemplu. Dar este vorba și despre monitorizarea familiilor, a copiilor din aceste familii care sunt mai vulnerabile, care au nevoie de atenția, de grija noastră. Bibliotecarul este omul care observă dacă copilul este lovit, dacă este trist, dacă s-a întâmplat ceva cu el. Dincolo de toate, am și vorbit anterior, cum ați spus, aceste săli oferă căldură, o atmosferă, un mediu prielnic copilului ca să facă temele pentru acasă sau să învețe lucruri noi. E minunat tot ce faceți împreună cu colegii dumneavoastră. Vrem să vă întrebăm dacă pentru anul 2024 continuați campaniile pe care le aveți, mai aveți altele noi. Exact, da, cu siguranță că vom continua. În anul care vine, proiectul de primăvară despre care v-am vorbit, vom oferi păsări de curte, animale domestice familiilor noastre, vom lucra cu ei cot la cot, astfel încât să îmbunătățim condițiile de trai, căci așa e în sat. Când vine primăvara, e lucru. Sunteți un fel de Moș Crăciun. Tot anul. Da, pentru tot anul, nu doar pentru perioada de iarnă. Așa este. Ne străduim și e foarte important să vedem un rezultat, să vedem impactul. Da, sunt istorii de succes, dar trebuie să fim sinceri și să vorbim că nu este simplu și uneori suntem și noi dezamăgiți. Dar Moș Crăciun are voie să fie dezamăgit. El trebuie cu zâmbetul în continuare să meargă la copii și să ofere daruri. Noi, din proprie experiență și având și specialiști în echipă, este vorba de psiholog, art-terapeut, de pedagogie sociale, înțelegem cât de complex este acest termen de vulnerabilitate și poate dacă primim un refuz, acesta nu este un refuz definitiv. Există întotdeauna lumină la capătul tunelului. Trebuie doar să fim ceva mai insistenți, răbdători și societatea noastră să fie mai deschisă pentru a dărui necondiționat. Știți, lucrurile parcă se schimbă, încercăm și noi ca societate să ne dezvoltăm, până și agenții economici încep să aibă o politică de responsabilitate socială corporativă, ceea ce nu prea era prin anii 90 sau 2000.
lucrurile acestea s-au dezvoltat cumva treptat, le-am preluat de la companiile internaționale care au venit în țară și am început și noi să lucrăm cu agenții economici. Ori dacă vorbim despre sute de copii, mii de copii, evident că resursele financiare sunt enorme, e nevoie de o mobilizare destul de amplă și pe parcursul întregului an, nu doar de Crăciun, de Paști sau oricare altă sărbătoare sau 1 iunie. Și în contextul dat suntem deschiși și ne bucură faptul că există o politică de responsabilitate socială a companiilor care operează în Republica Moldova și sperăm să fie din ce în ce mai multe, să existe o cultură modului de a fi mai aproape de societate, de a fi responsabil de comunitatea în care activezi. Este foarte, foarte important acest lucru. Asemenea lucruri nu sunt unice, adică mai există și alte organizații care au scopuri similare. Cât de receptivă este societatea astăzi pentru asemenea lucruri? Pentru că una este să existe, de exemplu, The Moldova Project, care să ofere asemenea servicii. Alta e comunitatea singură să fie receptivă. Ea să genereze această atitudine grijulie. Noi am observat și în mare societatea noastră în Republica Moldova e așa că dacă vine cineva care își asumă responsabilitate și organizează lucrurile, oamenii încep să se mobilizeze. Ei trebuie să aibă încredere. Cea mai mare problemă, domn Porumbin, este să câștigi încredere. Mm-hmm. Oamenii nu o să doneze și nu o să facă nimic dacă nu fac nici în propria curte. Da, ne dăm seama. Nu să facă pentru altcineva, pentru străin, pentru vecin, pentru... Nu este obișnuit să facă pentru sine. Pentru sine, să facă la el în casă. Și nu să facă nimic dacă nu are încredere. Ori în anii 90-2000, când era foarte multă instabilitate, încrederea a fost probabil la limită și de-abia ne învățam și noi să fim mai prietenoși și să înțelegem că până la urmă suntem o comunitate, o societate și depinde de fiecare dintre noi dacă se întâmplă ceva frumos. Ideea este că acum, în perioada pandemiei, de exemplu, când toți chemau spre solidaritate, haideți să fim uniți, haideți să ne ajutăm, haideți să fim responsabili, ulterior deja tragedia ce ține de războiul care este la coasta Republicii Moldova, da, practic alături de noi, se întâmplă lucruri groaznice. Nu știu dacă toată societatea conștientizează acest lucru. Sunt mulți care nu conștientizează, dar până la urmă, oricum, am fost nevoiți în contextul crizei refugiaților să fim mai deschiși pentru a dărui, pentru a aduna, pentru a primi un om străin în casă. Eu cred, sincer, că aceste fenomene care au avut loc la nivel regional cu noi, cu societatea moldovenească, ne-a pus pe gânduri. Și există speranța că lucrurile se vor schimba în bine cât de curând posibil. Adică pașii care îi facem spre a fi mai buni, deschiși, pentru nu doar a primi, dar și a dărui, sunt mai accelerați. Așa văd eu lucrurile. Sper să fie cu adevărat așa. Și noi sperăm așa. Sunt optimist în aceste aprecieri, pentru că chiar și în Biblie scrie, nu-i dă omului pește, dă-i undiță și învață-l să prinde pește. Noi îi dăm undița, ne dăm văcuța, păsările de curte care să le crească, să facă lucruri. Le oferim o seră și ei singuri cresc. Noi... Aveți un feedback al acestor cazuri în care ați ajutat oamenii și ei cu încetul, cu încetul... Voi chiar le urmăriți. Da, pentru că sunt familiile noastre. Noi în fiecare săptămână suntem, adică avem două echipe mobile care în fiecare zi sunt în sat și vizitează aceste familii. Odată în săptămână, cel târziu două ori, odată în două săptămâni, echipa noastră ajunge la familia beneficiară și vede ce se întâmplă. Este foarte important legătura cu mama, în special atunci când vorbim despre copii. Avem câteva familii în care sunt doar tați singuri, dar în linii generale relația cu mama, dar și cu școala, de exemplu, cu pedagogii, dacă e nevoie, discutăm și cu instituțiile de învățământ. Este extraordinar atunci când demonstrăm faptul că ne pasă. Asta este cel mai important. Noi vă mulțumim pentru tot ce faceți, îți mulțumim pentru aceste detalii pe care ni le-ai oferit și vă urăm în continuare în toate campaniile pe care le desfășurați mult succes. Mulțumesc foarte mult. Și pentru că sărbătorile de iarnă presupun acest slogan, fă bine cât poți, rău îi face când îi vrea. Fă bine și uite, sau a face bine este într-un fel leitmotivul
sărbătorilor de iarnă și al acestei perioade, faceți bine și fiți cu vocea Basarabiei în continuare. Rămâneți aproape! Partener general, satul German. Ea a citit peste 100 de cărți, deși are doar 11 ani. Vorbim despre Cătălina Danilișin, o elevă din localitatea Cojușna, raionul Strășeni, care are o pasiune aparte pentru lectură. Cătălina visează să devină scriitoare și spune că cititul o ajută să se dezvolte și să-și construiască un viitor frumos. Urmează o istorioară televizată de la colega noastră Nicoleta Negrescu. Pot comenta această spusă cu o vorbă? Atunci când lecturez, mă aflu pe o mică aripă de vis. Nu vă pot oferi un număr exact, însă pot constata mai mult de 100 de cărți. În cât timp? 100 de cărți de-a lungul vieții mele. Faceți cunoștință, ea este Cătălina, o fetiță de doar 11 ani care, la vârsta fragedă pe care o are, nu se poate dezlipi de carte. Și nu doar citește cărți, ci face și analiza acestora. Pentru început, o carte a 300 de pagini o pot lectura între 2-3 zile. Lecturez în principiu romane, poezii. Iubesc poeziile avute de Mihai Eminescu și am isprăvit câteva analize asupra poeziei intitulate Luceafărul. Am provocat-o și noi pe Cătălina să facă o analiză a poeziei Luceafărul. Autorul este Mihai Eminescu. Acesta, după cum cunoașteți în poeziile sale, își exprimă, reflectând iubirea față de o anumită persoană, se presupune în viața reală că s-a îndrăgostit de Veronica Micle, care după moartea acestuia a suferit cu o inimă îndurerată. De asemenea, punctul culminant în această poezie este că iubirea avută de două persoane poate cutreiera și luna. Cătălina nu se limitează doar la citit. Îi place să scrie și cărți. Dar ce carte scrie acum? Este să menționăm un roman despre o fetiță care se trezește într-o lume diferită, specială, și pentru a salva lumea, aceasta trebuie să se regăsească în prada unor lucruri pe care nu toți le-ar putea învinge. Am finalizat primul volum și sunt pe cale să încep cel de-al doilea volum. Cătălina este un exemplu pentru alți copii, spune profesoara sa de dicție, Ecaterina Godoroja. M-a uimit felul în care ea își construiește ideile, felul în care ea abordează anumite lucruri, felul în care ea își pune problema asupra anumitor subiecte și mai ales cărțile care o pasionează. De în prima zi a venit la curs cu niște cărți pe care ai putea să le întâlnești, de exemplu, pe coridoarele Facultății de Filozofie. Fapt care nu a putut rămâne neobservat și a idoma vorbei lui Nicolae Dabija, nasc și la Moldova oameni. Deși e încă un copil, Cătălina are visuri mari. Pentru început, doresc să devin o scriitoare, o traducătoare și un om de istorie. Aș dori să public cărțile proprii, iar în momentul de față am la îndemână idei pentru 7 cărți. Cartea este o tovarășă de nădejde care te poartă dincolo de hotarele necunoscute ale realității. Am învățat că frica este bariera ce te ține departe de scopul avut de tine. Dulce în cramă e vița, dar oricât de dulce e vinul gust.
gustat mai dulce ca ele cangița. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint poticuței, un cântec, o glumă și un strop de cotnar, ce viață la canul ancuței. Pasul-i mai bun și vinul-i mai dulce în pahare, de aceea drumețul oprește din drum, că aici e mereu sărbătoare. Când razele lunii sfioase apar, punând flori d'argint poticuței, un cântec, o glumă și un strop de cotnar, ce viață la canul ancuței. Valentina, bine ai venit la noi! Vă salutăm cu mare drag! La mulți ani! La mulți ani, bine v-am regăsit! De fiecare dată foarte deschisă ca să ajung aici în deal spre această localitate. Dragă, pentru că aici se spune că în Orășelul Codru e oamenii care știu frumos să petrece sărbătorile, să știți. Ei țin încă la urătură, la tradiții frumoase. Asta o cunoști când erai la Direcția Cultura Primăriei Municipiului? Ba nu, am cunoștințe, cunoscuți care știu cum petrec sărbătorile și o petrec frumos. Dar în familia dumneavoastră cum sărbătoriți Crăciunul, Revelionul? De regulă nu foarte tumultos, pentru că atunci când era mai mult de a munci, noi acceptam de fiecare dată să muncim, pentru că să recunoaștem că în zilele astea suntem cel mai bine plătiți. Acum însă țin să petrec Revelionul și Crăciunul alături de mama, pentru că e prea scumpe zilele petrecute alături de ea. Și asta îndemn să facă toată lumea alături de părinți. Și prea repede zboară anii. Și nu e timp. Nu e timp să îngăduim, să ajungem la părinți de sărbători. Uh-huh. Ori Crăciunul la țară e fermecător. Știți voi, cu copturi, cu... Nu, spune-ne că din diferite locuri este diferit. Uite, la Mihaela, la balcon, erau numai copturi. Gătite acasă. Gătite acasă. Da, la noi se pregătesc bucate, mai ales, nu știu de ce, așa e tradiția. Se taie porcul, se fac mai multe bucate din porc. Ori anul ăsta se spune că mâncare din... pe masă de Revelion din pui nu trebuie să fie, trebuie să fie doar din pește și din porc. De ce? Serios? Că anul dragonului vine. Nu știu de ce, dar așa este scris. Și puiul este prietenul dragonului. Dragonului, probabil. Apropo, sunteți superstițioasă, doamna Valentin? Da. Mă întorc înapoi. Dacă văd mâța neagră, mă întorc. Dacă mă întorc înapoi în casă după un lucru care l-am uitat, dar eu de regulă uit ceva. Pe paze trei ori? Nu, mă uit în oglindă așa profund și spun că te-ai pornit așa organizator. Se spune că trebuie să te uiți în oglindă ca să... Autobiciuială, da? Da, un fel de așa, nu știu cum să zic eu. Nu pot să zic că total sunt supersticioasă, pentru că alte ori, când în situații de este de luat decizii așa repede din prima, nu mai țineți cont. Da, sigur, nu se discută. Când ai timp, când așa agale faci lucrurile, atunci ții cont de supersticioasă. Valentina, anul 2023 a fugit, cred că mai repede decât au fugit anii precedenți. Cel puțin așa se creează, această senzație se creează, că timpul fuge mai repede, se scurge mai repede în ultimii ani. Asta au spus-o chiar și cei tineri, îmi pare că am mai zis despre asta la emisiunea asta, cu altcineva. Uite, fuge anul, fuge și noi abia de reușim să respirăm în urma zilelor care fug pe lângă noi.
Există totuși momentul de satisfacție pe care ne-l conferă anumite lucruri care s-au întâmplat cu noi și asta probabil ne face să spunem că, băi, am avut un an bun, băi, dar dacă nu era asta și asta și asta și asta, și asta era perfect. Uite, cum contabilizezi tu reușitele anului? Oricum a fost un an bun, pentru că cel puțin ne-a reușit să păstrăm pacea aici la noi și asta este cel mai important pentru noi, că am dat dovadă de maturitate, cumva așa. Iar eu, în planul meu profesional, ziceam, am avut în plan să lansez câteva piese, nu s-a întâmplat, din mai multe considerente. Sunt foarte pretențioasă la texte. Și mi-a trebuit ca să revin și să revin și să revin la ele. În anul ăsta sunt foarte mândră că am stabilit o colaborare foarte bună cu Camelia Florescu. Mie îmi place cum scrie dânsa. Ori eram în căutarea unei textiere după ce a plecat în lumea celor drepți Mariana Honceru, pentru că practic toate piesele erau semnate de Mariana Honceru. Camelia Florescu, de altfel, a fost prezentă la noi pe canapea datorită Valentinei Volontir, pentru că ea ne-a făcut conexiunea. Așa este, a avut o lansare de CD și atunci a apelat ca să o ajut cumva în organizarea acestui eveniment și mă bucur că ne-a reușit, pentru că m-a prins din prima că au venit și artiștii peste Prut și s-a făcut așa o tangență frumoasă și cu a noștri, cei de aici care cântă piesele lor, și a fost un eveniment deosebit. Și ca să revin, iată că de la Camelia m-am bucurat să-mi ofere câteva texte, s-a așezat și melodie pe ele, doar că e vorba de genul de muzică romanță și eu cred că așa mai spre finele iernii astea cumva o să încerc să le înregistrez. Ori romanța e foarte complicat de înregistrat. Mai mult ne place să o fredunăm așa pe viu. Pentru că romanța se cântă cum o simți și dacă ai o orchestră vie în spate, poți purta orchestra după tine, mai ad libitum. Ori atunci când spune ai înregistrarea... Zinaida Julia spune că este foarte greu să înregistrezi o romanță, este foarte greu să o cânti playback. Exact. Pentru că aici ai alungit o notă, acolo ai alungit-o, pentru că așa ți-a venit pentru moment, este o muzică vie care, uite, se naște acum, nu știu. Așa este, nu. De fiecare dată simți o cânti diferită, adică nu poți să cânti de două ori în același fel, în aceeași ritmică. Cu adevărat e complicat, pentru că de fiecare dată o cânti diferit. Depinde de starea care o porți la moment, depinde de anturajul pe care îl ai. Ori romanța e un gen de muzică mult prea complicat ca să fie interpretat de oricine. Cam așa. În plan legat de muzică populară, am avut colaborări cu orchestrele și mă bucur și acum suntem în pregătirea concertelor, pentru că s-a luat o decizie foarte frumoasă de a merge cu concertele în teritoriu, în țară, la oamenii care nu au posibilitate să ajungă la sălile prestigioase din Chișinău și merg artiștii la ei în țară. Toate orchestrele subordonate cumva guvernului, se spun, sau instituțiilor concertistice merg în țară și iată, am primit și eu invitație să merg și mă bucur că merg. Chiar mâine, chiar mergem în satul unde s-au născut bunei mei. În ce sat? În satul Cobâlnea, raionul Șoldănești. Și după ajungem și pe la Sângerei și tot așa. Cu orchestra Fluieraș, orchestra de muzică populară Fluieraș, și care mie îmi place ce creează această orchestră și dacă am primit invitația, cu siguranță am avut plăcere să accept. Se spune că atunci când ți-ai rămas bun de la un an, în așteptarea celuilalt, trebuie să spui în voce toate regretele pe care le ai, ca ele să nu se mai repete în anul nou. Care este unul sau două regrete pe care le-ai încercat în 2023? Regret că totuși n-am depășit frica să mă așez la volan. Așa. Deși am făcut câteva lecții, mașină mi-am luat, dar iată că să mă așez așa la volan, să ies în oraș, nu, în afara orașului, da? E important că ți-a luat mașină, da? Și nu, la mama pot ajunge. Eu am luat ca să pot ajunge la mama. Și... Dar mergi cu ea până la mama? Merg până la mama, merg. Aici în oraș, deci, e frică. Îmi place, e frumos. Mi-am luat mașină ca să mă duc la mama. Când vreau eu.
Și să nu depindeze nimeni. Să nu depinde nimeni absolut. Ce frumos. Să se pomenească mama cu mine la poartă. Asta e cel mai frumos. Și mai regret că totuși n-am fost destul de insistentă ca să duc până la capăt acele piese pe care le-am început și sunt multe la număr, dar cred că le scoatem la capăt în anul ăsta. Regret că nu sunt atât de insistentă cum mă cunosc eu pe mine. Anul ăsta am fost un pic așa mai... lăsătoare. Da, mai moderat așa un pic. Și dar poate e bine uneori să ne mai lăsăm duși de val și să facem lucrurile... Mai pendelete, așa, mai... Posibil, da, posibil, da. Pentru că atunci când crepești lucrurile, nu tocmai se întâmplă de calitatea care îți dorești. Și apoi lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple de cele mai multe ori. Exact. Și dacă ai înregistrat-o, o mai asculti o dată, două, trei ori și te gândești, mai bine făceam așa, sau mai bine puneam așa, sau mai bine versul ăsta îl întorceam invers. Și ai anumite regrete. Dar așa leși acolo să se coacă și când revii peste jumătate de an, cu totul altceva ți se arată. Despre succese am vorbit, despre regretele anului 2023 am vorbit, despre planuri. Aoleu! Chiar dacă se spune că Dumnezeu râde de planuri. Eu nu vreau să le spun, serios, nu vreau să le spun, pentru că ziceam că un pic sunt superstițioasă. Și am observat cum am zis ce am de făcut, nu realizez sau realizez foarte greu, dar sunt de cea care eu mă așez la finele anului, scriu pe foaie ce am reușit, scriu pe foaie supărările și le rup și scriu pe foaie ce vreau să realizez în anul viitor și am plan și fac plan. Și funcționează? Funcționează. Serios, funcționează. Pe bune. Deschid și de fiecare dată te uiți, te organizează, te pornește, te motivează cumva. Uite, atât am stabilit și... Ești întotdeauna foarte sinceră cu tine. Încerc cumva să-mi fie milă câteodată de mine și pe urmă regret pentru lucrul ăsta. Caut cumva scuze de ce n-am făcut, dar nu trebuie găsite, adică nu trebuie căutate, pentru că singur ești stăpân pe situație și cel puțin eu prefer așa să fie. Deși nu întotdeauna totul depinde doar de mine, pentru că domeniul ăsta artelor mai contează și orchestra dacă are timp sau dacă despun timp să intre în studio, ori noi stăm în rând câte 2-3 ani de zile până înregistrăm ceva frumos, așa că... Dar ce face în timpul liber Valentina Volontir? Mie îmi place să mă plimb. Îmi place să mă plimb pe ploaie, îmi place când ninge să mă plimb. Sunteți o fire romantică? Doresc. Da, da. Eu sunt gemene și în mine sunt două caractere total diferite și e adevărat așa. Eu simt lucrul ăsta că se întâmplă așa. Atunci când sunt în serviciu, sunt cu total alta, adunată, cu viteză foarte mare, cu factor de decizie așa din prima. Iar câteodată când vine gemenele celălalt, sunt mult prea romantică și ziceam că ajung să mă jălesc, ajung să nu știu ce să caut, ce să mă inspire. Eu mă inspir din natură. Îmi place să călătoresc și asta îmi dă stare de bine. Cam așa. Nu pot să zic că sunt cu familia, pentru că nepoții mei sunt toți peste hotare și trebuie să-i rog să vină de sărbători acasă, să ne facă și nouă așa un anturaj, ne simțim foarte bine. Dar acum, atunci când ne e dor, urcăm și plecăm noi. Dar în acest an ați avut timp pentru dumneavoastră și pentru plăcerile dumneavoastră? Da, berechet. Berechet am avut anul ăsta, da, am și călătorit. Unde ai călătorit? Ce ai descoperit? Eu port o prietenie cu prietenele mele de copilărie, iată, peste 30 de ani și noi mergem de două ori în an și călătorim. Primăvara mergem fără soți, mergem pentru că e ziua de naștere a unei care e plecată așa pentru totdeauna peste hotare, iar în toamnă sau în iarnă mergem cu soții și, mă rog, să facem așa o echitate frumoasă. Și de fiecare dată ne alegem o destinație. Acum deja am ales pentru anul viitor, pentru luna februarie, unde să mergem. Eu cred că lucrurile astea și asta departe de energie. Nu, de data o să mergem în Ungaria, pentru că am fost când eram studentă și le-am zis că este foarte frumos și se merită de dus. Fiecare dată și în toamnă poate ne ajută Dumnezeu să ajungem în Georgia. Pentru că n-am fost niciodată, dar e o țară minunată. Dar cum reușiți să mențineți această prietenie, indiferent de distanțe și de
problemele și rutina fiecăruia? Cu sinceritate. Încercăm să ne, tratăm echitabil, așa. Deci noi nu cerim una de la alta, chiar dacă una poate să-mi facă, pentru că una este modelier, ar putea să-mi facă vestimentații din cap până în picioare și de fiecare dată să-i cer, să-i cer cumva, sau la fiecare eveniment. Exact. Nu. Noi avem o înțelegere. Uite, eu sunt în calitatea mea de interpretă, eu pot să vă prestez serviciile mele, batem palma, atâta costă serviciile mele, atâta costă serviciile tale, deci noi nu avem chestia asta, că suntem prietene, că și cu celelalte la fel. Adică trebuie respectată munca celuilalt și contribuția celuilalt și fiecare de noi trebuie să ducă contribuții în relaționarea asta frumoasă. Că nimic nu se crea, nimic nu se menține așa, dacă nu te dedici, dacă nu... Avem un grup, avem o dată în săptămână neapărat ne întâlnim, așa toate să ne vedem. Deci prin asta se ține o prietenie, cam așa. Ai fost mult timp angajată într-o structură a administrației publice foarte serioasă, cu foarte complicată activitate, foarte prinsă. Acum ești mult mai liberă, ești mult mai degajată. Când era mai bine? Atunci sau acum? Andrei, știi care... Eu am înțeles, am făcut o concluzie că eu, dacă aș activa în domeniul administrativ, aș fi neîmplinită pentru că nu aș activa și în domeniul artelor. Dacă am doar parte de activitate artistică, cumva duc dorul la cealaltă parte de activitate. Respectiv, iar revin la gemeni, știți? Iar exact aceeași. Oriana ăsta, eu oricum am avut parte de activitate, pentru că am fost implicată, am fost membru a Consiliului Electoral Chișinău în perioada electorală și practic 3 luni de zile ne-am ocupat așa de organizarea alegerilor municipale, pe municipiul Chișinău. Și a fost o practică foarte interesantă. Eu sunt sigură că o să aibă continuitate această experiență. De asta eu nu pot să mă delimitez, ca să zic, gata, mă ocup doar de muzică, pentru că mi-ar fi dor. După ce, peste 20 de ani am crescut profesional, m-am instruit, m-am autoinstruit și duc lipsa. Și, dar eu sunt sigură că lucrurile se vor crea așa, asta în parte și de partea administrativă și de partea domeniului artistic. Cam așa. Nu, ne place că ești optimistă din acest punct de vedere. Da, sunt, pentru că așa simt. Nu știu, eu așa simt. Și apoi mai există, se spune, dacă îți dorești, se întâmplă lucrurile. Dacă nu, lești de la sine să nu se întâmplă nimic. Deci cumva trebuie să acționezi, nu să influențezi, dar să-ți urmărești gândul, să-ți urmărești dorința. Mm-hmm. Cam așa. Și să o urmezi. Și să o urmezi, adevărat. Dar poate e mai corect să urmezi. Da, să-ți urmezi dorințele și gândurile. Cam așa. Și să ai grijă ce-ți dorești. Da. Da, eu am experiențe când cu adevărat gândurile s-au materializat. Și eu acum zic, luați seama, luați grijă. Am colegi care lucrează foarte mult, care cântă foarte multe spectacole, multe petreceri private. Vai, m-am săturat, vai, când odată să termin așa. Am zis că niciodată nu zi așa, pentru că eu exact așa, mulți ani în urmă, exact așa am spus, pentru că era foarte mult de lucru. Se întâmplau câte 5-6 zile la rând să muncești și era peste măsură. Iată că ușor, ușor ele s-au rărit. Și eu consider că... Deci vorba care îți scapă, trebuie să o gândești foarte bine. Cam așa. Nu putem să nu fim de acord. Frumoasă, înțeleaptă concluzie. Da, cam așa. Ai venit astăzi și cu un cântec nou pe care îl semnează compozitorul Marian Stârcea. Așa este, în anul trecut domnul Stârcea mi-a propus această melodie. A fost... surprinzător pentru mine, pentru că a luat un text popular, e vorba de un text folcloric, și a așezat în stilul dânsului acest colind.
Eu nu am avut în repertoriu asemenea colinde, le cântam pe cele folclorice sau piesele colinde pe care mi le crea Adrian Nistreanu. Asta e puțin altceva, cu tot alt stil de interpretare și cu drag am acceptat, pentru că am urmărit anul trecut un spectacol în care s-au cântat câteva colinde a maestrului Stârcea și era un spectacol deosebit, era un spectacol coloristic și foarte ușor. Și eu atunci m-am gândit, și iarăși ajungem la gând, eu atunci m-am gândit, vai, eu, mi se pare că eu vreau un colind și eu ca la, sau o piesă de la domnul Stârcea. Și uite, și iată că s-a întâmplat. Și iată că s-a întâmplat și eu mulțumesc pe această cale, pentru că noi am realizat-o în 2 săptămâni de zile. Dânsul mi-a oferit materialul, eu l-am studiat și într-o zi am mers în studio și cred că într-o oră de vreme am și aranjat așa, am înregistrat melodia. Vreau să o auzim neapărat acum. Eu cred că e frumos să faci spre sfârșit de an un colind, un gen de colind, pentru a-ți colinda toate zilele frumoase pe care le-ai trăit într-un an care pleacă, da. Și a rămâne aceste amintiri acolo în adâncul sufletului. Da. Mulțumim, doamna Valentina, și vă mai așteptăm la noi ca să avem discuții plăcute și frumoase. Eu vă mulțumesc din toată inima că ne invitați, ca să ne exteriorizăm emoțiile și sentimentele și trăirile și să mai vorbim din ce am mai realizat și ce planuri mai avem. Vă doresc și dumneavoastră un an rodnic, bogat, cu invitați pe măsură. Mulțumesc. Și cu extinderea proiectelor, pentru că, iată, ați dovedit în anul ăsta că sunteți un post de televiziune foarte și cu personalitate și cu stil și asta este de apreciat. Ne bucurăm. Acum, uitați-vă la camera care e în fața dumneavoastră și vă rugăm frumos să formulați un mesaj de felicitare pentru toți telespectatorii noștri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Dragii noștri telespectatori, dragi iubitori de artele frumoase, dragi iubitori de frumos, țin să vă adresez în acest final de an, în preajma Sfintelor Sărbători de iarnă, un mesaj cu urări de bine, cu urări de sănătate. Să vă aducă Bunul Dumnezeu trai frumos, să vă iubească binele și atunci când este de neputință, a depăși o greutate, să vă ia Bunul și să vă poarte în brațe până la atingerea celor gânduri pe care vi le doriți. La mulți ani, cu sănătate, familiilor și tuturor celor dragi sufletului. Cu drag și recunoștință, Valentina Volontir. Zici că Valentina a venit de acasă cu textul pregătit. Și, cred că nu a știut despre ei. Cu siguranță nu a știut, nu i-am spus. Provocarea noastră, dar Valentina este pregătită întotdeauna să spună lucruri frumoase. Valentina, la mulți ani și ție. Mulțumesc. Sărbători luminate. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Valentina Volontir, interpretă de muzică populară și folclorică și de romanțe, astăzi la Vocea Basarabiei. Cu o colindă. Pastorilor au și vestit
născut. Pentru noi om s-a făcut. Răsărit a răsărit, bucurie pe pământ. Astăzi Domnul s-a născut, pentru noi om s-a făcut. Astăzi cerul s-a deschis și pe îngeri i-a trimis. În găsle gripa este o afecțiune respiratorie contagioasă cauzată de virusurile gripate și nu trebuie confundată cu răceala, chiar dacă până la un anumit punct simptomele sunt asemănătoare. Gripa necesită consult medical și tratament de urgență, inclusiv antiviral și cu antibiotic, deoarece complicațiile sale pot fi destul de grave. Continuă tema, medicul Luminița Suveică. Suntem în perioada rece a anului, când ne confruntăm cu infecții respiratorii virale acute și gripă. În fiecare an, gripa afectează între 5 și 15% din populație. Pentru majoritatea oamenilor, gripa este o formă de răceală ușoară sau neplăcută, dar pentru unii poate duce și la complicații. Este important să urmăriți recomandările medicului dumneavoastră pentru a evita complicațiile grave legate de gripă. Gripa sezonieră este cauzată de virusurile gripale umane care infectează căile respiratorii. Persoanele bolnave de gripă au unele sau toate dintre următoarele simptome, așa ca febră, durere de gât, secreții nazale, tuse, seacă, oboseală, dureri de cap, dureri musculare. Puteți recunoaște o viroză respiratorie după debutul mai lent a bolii, începe mai ușor cu usturimi în gât, nas înfundat, dureri de cap, dar și după evoluția mai ușoară a bolii. Aceste forme de viroze respiratorii sunt cauzate de alte virusuri respiratorii, așa ca adenovirusul, virusul paragripal și altele. Pe când gripa se răspândește de la o persoană la alta, prin contactul direct, prin picăturile de la o persoană infectată, care le împrăștie prin tuse sau strănut, prin contactul indirect atunci când picăturile sau secrețiile din nas sau din gât se depun pe suprafețe. De acolo virusul poate să fie transferat către alte persoane care apoi pot să ducă la gură și la nas. Complicațiile gripii pot include pneumonie, infecții ale urechii, infecții ale sinusurilor, deshidratare, dar și agravarea afecțiunilor medicale cronice existente, cum ar fi insuficiența cardiacă, astmul sau diabetul zaharat. La persoanele în vârstă, gripa poate provoca și agrava și anumite afecțiuni cardiace, care ar putea duce apoi la atacuri de cord și accidente cerebrovasculare. Cum să vă păstrați sănătatea dumneavoastră în această iarnă? Vaccinați-vă înainte de a începe sezonul de gripă. Vaccinarea reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire, iar eficacitatea vaccinului poate varia de la un an la altul, în funcție de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conține virusuri gripale vii, acest lucru înseamnă că vaccinul nu poate provoca gripa sau alte infecții. Pentru a limita răspândirea gripii, dar și altor viroze respiratorii, este necesar să luați următoarele măsuri. Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă caldă și săpun. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați. Stați acasă când sunteți bolnav și solicitați ajutorul medical. Vaccinarea în fiecare an este măsura de prevenție unică, cea mai eficientă împotriva gripii de sezon. Alte măsuri de protecție sunt alimentația echilibrată, bogată în nutrienți, bogată în fructe și legume de sezon, practicarea activităților fizice, aerisirea încăperilor și igiena personală.
Iar calendarul sărbătorilor neobișnuite ale acestei zile arată că astăzi, în America, este ziua tic-tac-ului, adică a tuturor felurilor de ceasuri care știu să ne ordoneze viața. Peste ocean mai este ziua eroului. Ori erou poate fi oricine dintre noi. E de ajuns doar să fii atent la ceea ce se întâmplă în jur și să-ți găsești primenirea reușită a talentelor tale ascunse. Ziua intitulată Urcă pe cântar ne îndeamnă să avem grijă de greutatea corporală, care este direct proporțională cu sănătatea noastră. Ziua intitulată Mai am atâtea de făcut ne amintește că peste 3 zile e anul nou și încă nu toate treburile au fost bine puse la punct. E bine, deci, în asemenea cazuri, să nu ne panicăm, să nu ne agităm, ci să ne așezăm, să schițăm pe o hârtie un plan bine chipzuit al lucrurilor prioritare. O să vedeți că cele secundare se rezolvă de la sine. Mai e un prilej de gândire astăzi, ziua căutării mulțumirilor uitate. Ce înseamnă asta? Cunoaștem cu toții formulele de politețe. Mulțumesc, vă rog, vă sunt recunoscător și așa mai departe. Deseori, în virtutea circumstanțelor, diferitor circumstanțe, uităm să le utilizăm la locul și în timpul cuvenit sau potrivit. Sau nouă, pur și simplu, mi se pare că oamenii apropiați care ne-au făcut un serviciu sau un bine își dau seama de la sine că noi le suntem recunoscători. Cuvintele magice, mulțumesc, vă rog, fiți amabil, trebuie rostite la timpul lor. Asta ne ajută să stabilim relații frumoase, nu doar cu cei din jur, ci în primul rând cu noi înșine. Ia priviți cât e de simplu. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă mulțumim, sănătate și pe curând. Pe curând. Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.